Bună seara, dragii telespectatori! Iată că a trecut foarte repede o săptămână, a venit o altă zi de miercuri și ora 19:30, iar TV Giurgiu transmite în direct o emisiune de muzică populară pe care dumneavoastră ați îndrăgit-o în ultima vreme, asta fiind confirmată de ratingul emisiunii înregistrat. Și dacă miercurea trecută vă spuneam că avem un invitat surpriză, n-am putut să rabd o săptămână și pe Facebook am anunțat numele invitatului din această seară. Însă, din motive de sănătate, Constantin Măgureanu nu a putut să vină în această seară la emisiunea noastră, iar atunci, puțin speriat pentru că n-aș fi vrut ca dumneavoastră, telespectatorii, să îmi puneți o notă proastă, am apelat la un interpret tot din Oltenia, o prietenă a mea, o prietenă a dumneavoastră, o prietenă a ansamblului Muntenii al Nova Force Giurgiu, o prietenă a familiei Nicolae, Florian și Vera. A răspuns cu foarte multă amabilitate invitației noastre, a înțeles situația și pe ultima sută de metri a ajuns la Giurgiu și iată că acum, în fața dumneavoastră, este prietena mea și a dumneavoastră, o interpretă de frunte a cântecului popular românesc, în special din zona folclorică Oltenia, îndrăgita interpretă Maria Ghinea. Bună seara și bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii giurgiuveni. Mă bucur și să știți că am răspuns extraordinar de frumos, în primul rând, pentru faptul că îmi sunteți un prieten bun de mult timp și nu o să uit niciodată buchetul acela de crizanteme galbene cu care m-ați întâmpinat pentru prima dată într-un post de televiziune și mi-a spus că-mi iubiți piesa de suflet, piesa care mi-a adus foarte mulți prieteni și mai ales pentru faptul că trebuie să spunem telespectatorilor că mâine dumneavoastră veți fi un om în care pe cununa vieții s-a mai pus un trandafir și am vrut să fie un dar de suflet și în momentul în care ajung aici să vă spun că vă doresc să împliniți 100 de ani și la 100 de ani să mă invitați să vă cânt și împreună cu familia extraordinar de frumoasă și de primitoare și de nemaipomenită familia Nicolae, să putem să vă spunem că sunteți un om binecuvântat de Dumnezeu și meritați tot respectul și toată admirația. Ca de obicei, doamna Maria Ghinea folosește cuvinte de la suflet pentru suflet, motiv pentru care cu greu mai îngăsesc cuvintele pentru a-i mulțumi. Trebuie să recunosc cu voce tare că dumneavoastră faceți parte din grupul meu de prieteni, interpreții ai cântecului popular românesc. Am colaborat de foarte multe ori, de aceea nu știam cum să mă adresez cu bine ați venit la Giurgiu sau bine ați revenit la Giurgiu. Bine ați revenit la Giurgiu pentru că sunteți, cred că a 20-a oară, și bine ați venit la TV Giurgiu, la emisiunea de muzică populară, la Porțile Dorului. Vă mulțumesc din suflet și cum începutul fiecărui an trebuie să fie frumos, și eu am adus astă seară telespectatorilor dumneavoastră un album nou care se intitulează probabil frumos, am știut care anume este rostul meu pe lume și vreau să vă spun și să recunosc că Dumnezeu mă iubește tare mult și mi-a dat posibilitatea să înregistrez cel de-al nouălea album și că mi-a dat posibilitatea să am aceiași doi mari dirijori, Marin Constantin și Nicolae Bodgros. Doamna Ghinea, eu știu foarte bine cât de mult vă iubește Dumnezeu, despre acest lucru o să mai vorbim pe parcursul emisiunii, dar haide să spargem gheața, să ne interpretați nouă și telespectatorilor emisiunii noastre, eu știu cum să-i zic, pentru primele dumneavoastră, două piese, da, pentru dumneavoastră că mâine veți fi sărbătorit cu tot dragul și pentru telespectatorii vă noștri. Invit la locul de cântat, iar eu vreau să vă spun, stimați telespectatori, că pe ecran sunt afișate un număr de telefon unde puteți intra în direct cu invitata noastră și un număr de telefon unde puteți să trimiteți mesaje celor dragi dumneavoastră sau să vă adresați prin mesaj interpretei Maria Ghinea. Așadar, să-i dăm drumul cântecului cu Maria Ghinea. Thank you.
ce mă mândri. O casă am ridicat, am pus pom și am udat, am crescut și doi copii, eu am cu ce mă mândri. Am știut care anume este rostul meu pe lume și l-am făcut, Doamne Sfinte, și ca om și ca părinte. Am știut care anume este rostul meu pe lume și l-am făcut, Doamne Sfinte, și ca om și ca părinte. Cum se duc zilele și că-mi albesc tâmplele, poate că nu am știut să-i dau inimii mai mult, dar așa am ales eu cât mă ține Dumnezeu. Aduc la copii acasă, măi, urme pe pământ să las, măi, dar așa am ales eu cât mă ține Dumnezeu. Să aduc la copii acasă, măi, urme pe pământ să las. Am știut care anume este rostul meu pe lume și l-am făcut, Doamne Sfinte, și ca om și ca părinte. Am știut care anume este rostul meu pe lume și l-am făcut, Doamne Sfinte, și ca om și ca părinte. Doamna vieții nu ne iartă și când o să-mi bată-n poartă, ea mă va găsi în prag privind la copii cu drag. Eu cu sufletul plinit să-i spun că sunt fericit. Am o casă, am și un pom, am crescut și pui de om. Eu cu sufletul plinit să-i spun că sunt fericit. Am o casă, am și un pom, am crescut și pui de om. Am știut care anume este rostul meu pe lume și l-am făcut, Doamne Sfinte, și ca om și ca părinte. Am știut care anume este rostul meu pe lume și l-am făcut, Doamne Sfinte, și ca om și ca părinte. Eu pe toți cât am putut am încercat să-i ajut, măi, și cu bani și cu sfat, dar cu toții m-au uitat, măi.
eu pe toți cât am putut am încercat să-i ajut, măi. Și cu bani și cu sfat, dar cu toții m-au uitat, măi. Mi-amintesc de o vorbă iară, pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești, bine faci și rău primești, măi. Mi-amintesc de o vorbă iară, pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești, bine faci și rău primești, măi. Mulți au stat pe lângă mine numai cât le-am făcut bine. Când și-au văzut punga plină, m-au săpat la rădăcină. Mi-amintesc de o vorbă iară, pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești, bine faci și rău primești, măi. Mi-amintesc de o vorbă iară, pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești, bine faci și rău primești, măi. Când am vrut să văd și eu cine mi-a aproape la greu, măi, lângă mine să rămână, i-am numărat doar pe o mână. Când am vrut să văd și eu cine mi-a aproape la greu, măi, lângă mine să rămână, i-am numărat doar pe o mână. Mi-amintesc de o vorbă iară, pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești, bine faci și rău primești, măi. Mi-amintesc o vorbă iară, pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești, bine faci și rău primești, măi. Frumoasele piese interpretate, doamna Maria Ghinea, și ca să vedeți că giurgiuvenii vă iubesc, am primit cel puțin 10 mesaje, dar trebuie să intrăm în direct cu un telespectator. Alo? Alo, bună seara! Da? Bună seara! Bună seara, doamna Maria, la mulți ani pe anul nou! Vă mulțumesc din suflet și dumneavoastră la multă sănătate și să vă trăiască nepotul! Vă mulțumesc din suflet! Cine sunteți? Maria Dârbaru, sunt de la București. Salut mâna, doamna Maria. Ce bucurie ne faceți în fiecare seară de miercuri, pentru că este o dovadă că și interpreții de muzică populară care vor fi invitații noștri în emisiunile următoare, viitoare, ne urmăresc pe net și acest lucru nu face decât să ne bucure sufletul, pentru că ne dăm seama că munca noastră nu este în zadar. Așa este, așa este. Mai sunteți în legătură cu noi? Sigur că da, sigur. Sunt în legătură cu dumneavoastră, pentru că vreau să o salut pe doamna Maria și mai am o urare de făcut pentru mâine. La mulți ani și multă sănătate vă doresc și numai bucurii și o viață fericită alături de cei dragi. Și alături de fete și de doamna Clement și de toți cei dragi. De toți cei dragi dumnealui. Vă mulțumesc din suflet, doamnă. Vă așteptăm cu drag în emisiunea noastră. Cât de curând posibil. Cu mare drag vă așteptăm la Giurgiu și cu siguranță și dumneavoastră o să vă placă, pentru că la Giurgiu sunt foarte, foarte mulți iubitori ai cântecului popular românesc. Așa este, așa este. Vă mulțumim pentru intervenție. Că... La fel și un an bun să aveți. Și dumneavoastră la fel. Sănătate multă, numai bine. Sărut mâna, multe bucurii să aveți. Vă spunem că am primit foarte multe mesaje. Vreau, printre picături să le și citim. Sunt adresate și dumneavoastră și mie. De la mine pentru familia mea și toți prietenii mei, toate melodiile cu Maria Ghinea din această seară. Semnează Ionuț din satul Cetatea. Cu drag. Următorul,
La mulți ani, multă sănătate pentru neagul Adriana Violeta, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 25 de ani din partea lui Mădă, mama și tata. La mulți ani vă dorim și noi să fiți iubită de Dumnezeu. Și cred că ne mai iubește un telespectator la celălalt capăt al firului. Atunci să intrăm în legătură telefonică cu dânsul sau cu dânsa. Alo, bună seara! Da. Alo! Alo, bună da. Seara! Sărut bună mâna! Seara. Stimată doamnă, multă sănătate de la Ștefan Paulinacu, care v-au văzut de câte ori ați venit invitată în spectacolele de la Casa de Cultură din Giurgiu, organizate cu Fundația Nicolae Barbu, că ați pus suflet și acolo, doamnă, ați iubit acei copii neajutorate, acele mame neajutorate și v-ați adus aportul la un fapt umanitar. Vă dorim multă sănătate. La fel, din tot sufletul, să vă dea Dumnezeu un an bun și să ne întâlnim cu bine de fiecare dată. Doamne ajută! Vă și pe domnul Clemen multă sănătate pentru ziua de mâine. Sărut mâna, mulțumesc din suflet și vedeți, doamna Maria Ghinea, că giurgiuvenii nu uită de gesturile dumneavoastră frumoase pe care le-ați făcut pentru o parte dintre cei care nu sunt pot mai face necăjiți. Foarte mult, dar măcar profesional vorbind pot să-i ajut cu tot dragul. Noi vă mulțumim pentru tot ce ați făcut și ce veți face în continuare, pentru că foarte curând, stimați telespectatori, se va organiza un spectacol tot umanitar pentru un copil care are nevoie de sprijinul nostru. Iată că telefonul continuă să sune. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Mă numesc Grozea, pentru doamna Maria, multă sănătate, la mulți ani și să-i trăiască nepoțelul. Să rămână de suflet! Fica mea, Nela, care împlinește vineri 42 de ani. Să vă trăiască! Înainte să-i dea Dumnezeu. Frumoase melodii din seara asta, cu mult drag și cu mult respect pentru doamna Maria și fetița mea. Vă mulțumesc, să-i dea Dumnezeu sănătate și să fiți o mamă fericită. La mulți ani vă dorim și noi. E un mesaj care pe mine mă sensibilizează. Toate melodiile din această seară le dedic băieților mei David Florin și Matei Andrei și pentru fica dumneavoastră Silvia și ginerele Florin, care sunt nașii noștri și pe care îi iubim și îi respectăm. Semnează Cătălina și Paul Șanț Mare din Comuna Vedea. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase adresate copiilor mei și aș vrea în continuare să o întreb pe doamna Maria Ghinea ce a determinat-o să aleagă între atâtea meserii frumoase de pe suprafața pământului să aleagă cântecul popular. Am spus-o și o mai spun, a fost cel mai bun prieten al meu și atunci când mi-a fost mai greu, atunci când mi-a fost mai rău, mi-am oblojit rănile sufletului cu cântecul popular și cred că nu reușeam să fac nimic mai frumos și cred că nimic nu reușea să ajungă mai mult la sufletul celor care, de care eram aproape decât ceea ce fac eu, decât cântând. Dacă ar fi să întoarcem timpul, ce profesie v-ați alege? Nu cred că mi-aș alege altă meserie, chiar pentru că pentru mine a devenit o meserie. Sunt solistă la Doina Oltului din Slatina și cred că n-aș putea să fac altceva. Nu pot decât să, măcar câteva minute, din ore din viața unui om să fie frumoase și să fie încălzite de ceea ce cânt. Eu știu, tema pieselor pe care dumneavoastră le interpretați de fiecare dată cu atâta patos, eu știu, v-a inspirat din ceva anume din viața dumneavoastră, asemenea? Să știți că sunt inspirate și din viața mea. Nu poți să cânti și nu poți să interpretezi dacă nu-ți pui starea sufletului. Dar și ceilalți oameni care îmi dau ocol, pe care îi pot întâlni în spectacolele și în tot ceea ce fac eu profesional vorbind, în toate colțișoarele de țară, întâlnesc oameni care și-ar dori să aibă copii aproape, care și-ar dori să aibă o dragoste împlinită, care și-ar dori să aibă părinții, pentru că Dumnezeu poate i-a luat mai devreme de
timp. Întâlnesc extraordinar de multe, multe subiecte și eu le pun în cântec. Eu vă invit în acel colțișor anume amenajat cu să drag. Ne mai cântați, pentru că telespectatorii noștri vă urmăresc cu sufletul la sufletul la gură. Iar eu am să mai citesc încă un mesaj. Toate melodiile din această seară cu doamna Maria Ghinea să fie pentru iubita mea, Ofelia, din partea lui Alex. Așa să fie, Alex, să te bucuri de prietena ta. Iar regia o rog să pregătească următoarele piese cu olteanca noastră dragă, Maria Ghinea. Să aprindeți cât o lumânare,
părintească, unde te-ai născut și ai trăit. Adu-ți și copii să cunoască locul în care ai copilării. Vinde orice, dar casa nu vinde, unde au crescut surori și frați. Nu se străinează locul unde cei bătrânii tăi sunt îngropați. Ai crescut, băiatul mamii, în soarete căstrecanii, și din ce trec e mai greu să te sor, băiatul meu. Nu știu, mamă, că noroc la fete nu am deloc. Găsesc numai ce nu-mi place, nu mă sor că n-am ce face. Nu știu, mamă, că noroc la fete nu am deloc. Găsesc numai ce nu-mi place, nu mă însor că n-am ce face. Găsește-ți una, băiete, cu mințică între fete, sărut-o și zi în gând, am găsit-o căutând. Găsește-ți una, băiete, cu mințică între fete, sărut-o și zi în gând, am găsit-o căutând. Ascultă, mamă, la mine, norocul nu știi când vine. Poți fi singur neiubit și într-o zi ești fericit. Orice chip la tinerețe are zâmbet frumusețe, dar nu căuta doar zâmbet, mai uită-te și la suflet. Orice chip la tinerețe are zâmbet frumusețe, dar nu căuta doar zâmbet, mai uită-te și la suflet. Găsește-ți una, băiete, cu mințică între fete, sărut-o și zi în gând, am găsit-o căutând. Găsește-ți una, băiete, cu mințică între fete, sărut-o și zi în gând, am găsit-o căutând. Ia seama la fata care nu-i o frumusețe mare, că poate-i una săracă și tu nu ai uix o placă. Dar ea, mamă, pentru tine ar muri să-ți fie bine. Să știi, mamă, frumusețea trece ca și tinerețea. Dar ea, mamă, pentru tine ar muri să-ți fie bine. Să știi, mamă, frumusețea trece ca și tinerețea. Găsește-ți una, băiete, cu mințică între fete, sărut-o și zi în gând, am găsit-o căutând. Găsește-ți una, băiete, cu mințică între fete, sărut-o și zi în gând, am găsit-o căutând. Mulțumim doamnei Maria Ghinea. Și până când domnia sa se așează lângă mine, aș vrea să mai citesc dintre mesaje. Ne spune Gheorghiță și Stella că mamaia lor este o mare fană a dumneavoastră. Mulțumesc din suflet, să vă dea Dumnezeu sănătate. Sunt așa de multe mesajele că mi-este teamă că pe multe am să le omit, dar nu o fac cu nicio intenție, stimați telespectatori, pentru că
Aș vrea să profit și de prezența doamnei Maria Ghinea în platou, să aflăm împreună cât mai multe din viața de dincolo de scenă. Vă doriți, așa cum spuneți în cântec, vă doriți o noră care să fie săracă lipită pământului, dar cu suflet mare în ea? Da, să știți că înțelegerea dintre doi oameni nu vine neapărat. Sunt și banii o necesitate, dar nu trebuie să fie o regulă în viață. Nu întâmplător v-am întrebat, pentru că nu numai eu știu, și telespectatorii știu din alte emisiuni, la alte posturi de televiziune, dumneavoastră ați avut o cumpănă pe care sunt convins că nici în visele urâte nimeni n-ar fi în stare să-și imagineze prin ce a trecut Maria Ghinea în urmă cu câțiva ani buni. Dacă pe mine mă mișcă acest lucru, îmi imaginez și îmi cer scuze că vă răscolesc sufletul. Haideți să le spunem telespectatorilor, pentru că am curaj să vă pun această întrebare, dat fiind faptul că duminică povestea de viață a Mariei Ghinea va fi pe un post național de televiziune. Prietenul meu, Aurelian Preda, sigur. A vrut să, chiar dacă povestea a fost spusă de foarte multe ori și poate mulți telespectatori gândesc că am vrut să-mi fac prin prisma acestei povestiri un nume. Nu. Eu am vrut să fiu un model de viață pentru multe, foarte multe femei care, la fel ca mine, cred în prima declarație de dragoste, cred în... Spun că viața e numai lapte și miere, dar de multe ori primele străiri înșală și te fac să procedezi și să întâlnești exact cum am întâlnit și eu un om căruia i-am dat și sufletul și... Și a vrut să vă ia sufletul. Și el a vrut să-mi ia sufletul, cu toate că numai Dumnezeu e cel care pune punctul unui... Este foarte adevărat, el v-a urât de moarte, însă deasupra noastră e Dumnezeu care știe să-și aleagă. Vedeți de ce spun eu că Dumnezeul meu e cel mai bun. Să știți că acum 11 ani gândeam că s-a dărâmat pământul sub mine, că sunt un om pe care chiar l-a uitat Dumnezeu. Și viața l-a sfârșit. Eram un om care nu mai avea curajul să iasă afară din casă, pentru că nu puteam să merg, nu puteam să vorbesc, nu puteam să am nici măcar curajul să mai dau ochii cu cei pe care îi consideram prieteni, că în momentul în care ai probleme, sunt foarte puțini oameni care sunt lângă tine. Și ați văzut că dovada acestui sentiment a fost și piesa Eu pe toți i-am ajutat. Încerc să fac doar bine în jurul meu, pentru că e important și frumos să lași în urma ta lucruri frumoase, dar de multe ori ești altfel catalogat și... Eu am un motto al vieții preluat de la bunica mea, care spunea: maică, pe unde mergi să-ți miroasă numele a florii? Și este bine ca fiecare dintre noi este să ne adevărat, lăsăm da. Urma numelui, pentru că trăim în lume și unul de celălalt oricând ne putem lovi sau, eu știu, avem nevoie de ajutorul aceluia care este în preajmă în clipele de cumpăna ale vieții. Să știți că eu am 44 de ani și vin dintr-o generație în care bunul simț și respectul au fost etichetă pentru fiecare om. Dar acum bunul simț și cei 7 ani de acasă sunt catalogați ca semn cu prostia. Toți te folosesc, toți te manipulează pentru că te consideră un om bun și nu neapărat că o să-mi schimb comportamentul, pentru că în momentul în care ți-a lăsat Dumnezeu, Dumnezeu o astfel de stare, n-ai cum să o schimb, dar o să suflu și în iaurt. Da, este adevărat, aș vrea să vă spun, stimați telespectatori, că în propriu zis, dacă doamna Maria Ghinea primește o palmă pe obrazul stâng, dânsa nu se apără, întoarce fața să primească o palmă și pe obrazul celălalt și este prima care iartă. E, uneori nu trebuie să iertăm, pentru că, vedeți, suntem firii diferite, caractere diferite. Să știți că dacă n-ar exista uitarea și mai ales și iertarea în această lume a dumneavoastră, a artiștilor, a interpreților de muzică populară, să știți că dacă nu există uitarea, iertarea și nu poți să mergi mai departe. Iar printre, în lumea noastră, încerc să aud tot
și să ascult doar ce vreau. Eu vreau să mă iertați, să mergeți la locul de cântat. Cu drag. Pentru că, așa cum spuneam, noi vrem să plecați epuizată. Să-mi ascultați tot albumul, da. Da, vom vorbi și de album, vom vorbi și de cel de-al optelea album. Al nouălea. Al optelea de care sunteți legată de Giurgiu. Am înțeles, da. Felicitări pentru emisiune, semnează doamna Petronela Sândulescu. Mulțumesc, Petronela. Dacă ne permite timpul, după emisiune o să trecem pe la tine, pe la locație, pe acolo, împreună cu invitata mea și cu domnul Iliuță, care este șoferul doamnei Maria și săracul, corect, și care săracul vrea, nu vrea, trebuie să facă această profesie, că nu are ce să facă, pentru că altfel șefa îl penalizează. Melodiile din această seară le dedic iubitei mele, Luiza, semnează Cristi. Te-am ajutat și noi, Cristi, să ajungă melodiile doamnei Ghinea la sufletul prietenei tale. Pentru cei mai buni părinți din lume, Mariana și Costel Coca, din Vedea, vă iubim și vă respectăm, Paul și Cătălina. Toate melodiile din această seară cu Maria Ghinea. Vom mai citi din mesaje, stimați telespectatori, vă rugăm să ni le trimiteți în continuare, vă rugăm să intrați în legătură directă, pentru că numai la TV Giurgiu puteți să vă întâlniți cu artiștii de valoare ai cântecului popular românesc în această emisiune pe care noi am intitulat-o sugestiv La Porțile Dorului. Pentru dumneavoastră, Maria Ghinea. Ce mai joacă socrii mici, c-au inima împăcată, de ginere și de fată. Amândoi se potrivesc, se vede că se iubesc. Fata are sestre mare, mirele e om cu stare. Joacă, joacă socra mică, ia uite ce ginerică. Și-a ales fata bărbat, așa cum ai visat. Socrii mici mult au trudit, zestre te-au agonisit, c-au zis lasă aibă fata, când o fi totul de-a gata. Că fata-i frumoasă foc, de-ar mai avea și noroc. Și uite că a avut noroc cât nici n-am crezut. Joacă, joacă, socra mică, ia uite ce ginerică. Și-a ales fata bărbat, așa cum ai visat. Și lor se vede că țin la ea, c-o strigă doar fata mea. Socrii mici de aceea joacă, n-au teamă că fata pleacă. Cu-n băiat cu-n se mărită și va trăi fericită. Joacă, joacă socra mică, ia uite ce ginerică. Așa cum ai visat, ai joacă socrule mic, de-acum nu mai vrei nimic. Fata bine nimerit, ești un socru fericit. Fericit omul trăiește când iubește și iubește.
atunci crede, mi se pare că stă lumea la picioare. Puținul îi pare mult, drumul lung îi pare scurt, mă. Noaptea în zi se preface, când strânge brațe ce-i place. Despre dragoste se zice că este o travă dulce, dar o travă dulce nu-i, e plinirea omului. Dragostea în oameni pune visuri mari și vorbe bune și puteri nebănuite, tot dragostea le trimite. Omul când iubește poate să învingă relele toate, să-și facă prin munte loc, trece prin apă sau foc. Despre dragoste se zice că este o travă dulce, dar o travă dulce nu-i, e plinirea omului. Dragostea n-are nevoi, în afară că cere doi. Trebuie o ea și un el, măi, să se iubească la fel. Același vis să viseze, același drum să urmeze. Când ai inima pereche, viața-i floare la ureche. Despre dragoste se zice că este o travă dulce, dar o travă dulce nu-i, e plinirea omului. Cum să vă mulțumesc pentru frumusețea acestor piese? Pentru că trebuie să spun cu voce tare că sunt impresionat de cele 6 piese care au fost consumate din programul dumneavoastră, recitalul dumneavoastră, de fapt, mai bine aș zice micro-recital, pentru că repertoriul doamnei Maria Ghinea se întinde de ordinul sutelor de piese interpretate. Aveți un mesaj anume pentru dumneavoastră: o iubesc din tot sufletul pe doamna Maria Ghinea și doresc multă sănătate. Semnează familia Costuleasa Emanuel din comuna Slobozia. Mai este o doamnă, Ștefania Iușut, care îmi transmite la mulți ani pentru mâine și vreau să le spun și telespectatorilor că această doamnă are o memorie extraordinară, nu scapă niciun prieten a cărui dată de naștere să nu o cunoască, a soțiilor sau a soților, a copiilor și chiar și a nepoților, și aceasta este dovada că inclusiv nepoțelul meu David știe doamna Ștefania când este născut. Eu le mulțumesc tuturor și... Mai sunt mesaje, să știți, dar le citim pe parcursul emisiunii. Eu vreau să vă spun că am cunoscut aici o familie extraordinară, familia Nicolae, și atunci când dumnealor mi-au sponsorizat cel de-al 8-lea album... De-aia vă spuneam eu că să vorbim și de-al 8-lea, pentru că este legat de domnul deputat de Giurgiu, Nicolae Floricel. O, să fie sănătos și să ducă cu mult respect ceea ce l-au pus oamenii să... Fără ca cineva să creadă că este o laudă pe care eu o aduc, și această televiziune se datorează
tot domnii sale și dar a este, soției sale. Este, sunt oameni extraordinar de credincioși, oameni pe care Dumnezeu i-a ajutat și la rândul dumnealor ajută și o să vă mai spun un lucru, stimațele spectatori, au o fată de toată frumusețea și eu am băieți și de dragul Dariei. Poate ceva din toată combinația asta. De dragul Dariei am înregistrat pe acest album o piesă în care cu drag vreau ca doamna Nicolae să se regăsească, doamna Vera, pentru că sunt așa ca două surori, chiar dacă sunt mamă și fică și m-aș bucura ca Dumnezeu să mă iubească și pe mine și măcar o nepoată să-mi dea. Eu aș vrea să vă spun că atunci când am pus să anunța că Măgureanu nu mai poate veni în emisiune din cauza bolii, am intrat puțin în panică și parcă am simțit nevoia să găsesc o rezolvare prin a cere un sfat doamnei Vera, pentru că trebuie să recunoaștem, este șefa noastră. Și dar eu aș vrea ca toată lumea să aibă un șef sau o șef, așa cum este Vera Nicolae. Dar sunt oameni extraordinari. M-au invitat de nenumărate ori la Stănești, acolo unde nimeni, cred că din cauza frigului, nu rezista să stea. Și dumnealor au fost extraordinar de buni primitori, le-au adus și vin fiert, le-au adus și muzică și o și bună bucate, dispoziție, da, și sunt oameni care și interpreți de valoare cântecului popular. Care merită tot respectul. Este foarte important ca într-o zonă a țării să existe astfel de oameni. Și vreau să continui spunându-vă că atunci când îi spuneam că sunt puțin speriat de acest moment, și am găsit rezolvarea prin participarea la emisiunea doamnei Maria Ghinea, chiar s-a bucurat, dânsa era undeva la București cu treabă și îmi spunea, fac tot posibilul să ajung și eu să mă revăd cu prietena mea Maria Ghinea. Sperăm că până la încheierea emisiunii ajunge. Dacă nu chiar avem dacă și ne ajunge, eu le transmit toată dragostea mea și tot respectul și niciodată nu o să refuz o invitație aici la Giurgiu, pentru că știu că am prieteni buni. Vă rog și frumos să drag. Nu refuzați invitația să de mergeți a cânta, să cântați. Bineînțeles, cu drag. Pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, Maria Ghinea. Fetele sunt mai cu minți și cu milă de părinți. Fata chiar de se mărită, nu poate sta liniștită. Inima ei nu o lasă până nu mai dă pe acasă. Măcar o dată pe lună tot mai vine o vorbă bună. Fata mea e o frumusețe, am sprijin la bătrânețe. Am sufletul împăcat, când ai fată ești bogat. Am sprijin la bătrânețe, am sufletul împăcat.
păcate, când ai fată ești bogat. Fata mea e o frumusețe, am sprijin la bătrânețe. Am sufletul în păcate, când ai fată ești bogat. Și vesel, dar și isteț, mă. Cine-i om de milioane? Tu ești, măi, dragă Ioane. Ioane, hai să ne trăiești, să rămâi așa cum ești, să rămâi așa cum ești, ofo. Că așa, așa de bine, cu prieten lângă tine, cu prieten lângă tine. Petrești până dimineața, cât are-ți mai place viața. Te-am văzut zâmbi mereu, chiar și când ți-a fost mai greu. Ioane, hai să ne trăiești, să rămâi așa cum ești, să rămâi așa cum ești, ofo. Că așa, așa de bine, cu prieten lângă tine, cu prieten lângă tine. Ioane, tu ești un frumos, dar tu nu te ții fălos. Ești un pic cam iubăreț, dar tu nu te ții măreț. Ioane, hai să ne trăiești, să rămâi așa cum ești, să rămâi așa cum ești, ofo. Că așa, așa de bine, cu prieten lângă tine, cu prieten lângă tine. Ioane, hai să ne trăiești, să rămâi așa cum ești, să rămâi așa cum ești. Că așa, așa de bine, cu prieten lângă tine, cu prieten lângă tine. Și eu vă invit să petreceți alături de mine, pentru că ne leagă o prietenie de destui ani, ca să nu zic foarte mulți. Și vreau să vă mai citesc încă două mesaje pentru Vasile Craiciu și Petruța din Comuna Vedea, toate melodiile cu doamna Maria și o asigurând de dragostea noastră. Semnează Cătă. Bună seara, domnule Clement, aș dori să dedic toate melodiile din această seară cu doamna Maria Ghinea pentru scumpa mea mamă, semnează Ionuț din satul Cetatea. Ați venit cu un album... Eu vă mulțumesc și vă doresc să aveți un an așa cum îl vreau pentru mine. Ați venit cu un album nou, al nouălea, spuneți dumneavoastră. Al nouălea, aș vrea da. Să ne povestiți ceva de el. Cu cine ați făcut orchestrația, cu cine ați făcut păstrez imprimările? Aceeași galerie. Adică maestru Marin Constantin, cel care îmi creează linia melodică și orchestrația pieselor, maestru Nicolae Bodgroș și lăutarii de la Chișinău, care îmi înregistrează și îmi aduce în prim plan acest album, domnul Daniel Ijac, cel care se ocupă de vreo 10 ani de tot ceea ce produc, același bun prieten al meu, Adi Mihu de la Târgu Jiu, care îmi mai rectifică textele și de la album la album mi se modifică sponsori în sensul că Dumnezeu îmi dă posibilitatea să găsesc oameni de bine care să participe la realizarea, pentru că știți dumneavoastră, pentru a realiza un album cu lăutarii de la Chișinău și maestru Bodgroș și pentru a ieși un lucru, eu mi-am spus și recunosc, sunt prea sărac să fac lucruri proaste și încerc de fiecare dată nu, să dar aduc... un om care se respectă nu se compromite în a face, eu știu, de mântuială un album, pentru că așa cum e lansat, așa de repede poate să și moară. Și să și dispară. Ori intenția dumneavoastră este ca cele 17 să rămână, piese să rămână ceva în sufletul din cele, fiecăruia din dintre cei care piese. Ascultă. Constat că aveți foarte mulți parteneri media. Da, foarte mulți. Promiteți că în drumurile dumneavoastră pe la alte televiziuni locale sau naționale, nu uitați că
O lansare ați făcut-o și în această seară. Da, la dumneavoastră și sunteți purtători de noroc. Dovadă că aici Dumnezeu mi-a scos norocul în cale în momentul în care v-am întâlnit pe dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră familia Nicolae și prin prisma dumneavoastră am cântat și câteva nunți și petreceri aici și sunt un om, v-am spus, în care Dumnezeu își pune și își întinde mâna. Este bine ca într-o prietenie să fie aproape de acela care îl apreciezi, îl consideri prieten, pentru că aceasta ar fi o dovadă a prieteniei care ne leagă. Am constatat ceva și vreau să răspund și telespectatorilor că doamna Maria Ghinea este fotografiată în acest album și rog o cameră să ia un prim plan. Este fotografiată așa cum este acum îmbrăcată. Da, da, am vrut să fiu în același costum exact așa cum am și ședința foto pe album. Ați fost foarte, foarte, foarte rapizi în invitație pentru că îmi aranjam și părul ca să am același... Ei, nu se apropie da, coafura. Numai că nu e... Este acum strâns într-o codiță. Este strâns într-o codiță, da. Ei, am să vă rog să mai faceți câțiva pași spre... Cu drag pentru toți cei cărora le-am cântat și pentru toți colegii mei de cântec de aici și soliști și instrumentiști să le dea Dumnezeu un an plin cu petreceri și festivități. Vreau să vă spun și acest lucru, băieții din Taraful Muntenia sunt cu ochii pe dumneavoastră. Eu îi salut din suflet și s-au bucurat când au auzit că o să fiți invitata noastră, cum să zic, de rezervă sau de urgență. Nu, eu sunt omul care ajută atunci când este impas. E bine că ați putut să ne și ajutați, da. Pentru că n-aș fi vrut ca telespectatorii să se supere. Eu știu, în seara aceasta, neavând invitat... că vă mărturisesc, în această emisiune nu vor fi decât valorile cântecului popular, pentru că oamenii s-au cam săturat de... Da, să știți că nu noi suntem, adică nu noi interpreții ne putem situa pe un pedestal. Publicul, nu, noi vă punem, publicul. Sigur publicul că da. E cel care este cel mai exigent jur. Și eu vreau să vă, mulțumesc. Să vă imaginați că sunteți pe un piedestal și să vă așezați acolo și să ne mai cântați, pentru că giurgiuvenii vă iubesc și vă apreciază toate melodiile pe care le interpretați. Așadar, Maria Ghinea. Viclean pădurarul este ca și fete și neveste. Le pândește prin pădure când vin lemnele să-i fure. Mi le prinde pe cărare cu lemnele pe spinare și strigă odată stai să văd pe lemne ce-mi dai mă. Strigă odată stai să văd pe lemne ce-mi dai măi. Pădurare om viclean, pe lemne nu ceri un ban, că faci cum vrei tu neguțu și tot hoțu strigă hoțu. Pădurare om viclean, pe lemne nu ceri un ban, că faci cum vrei tu neguțu și tot hoțu strigă hoțu. Pădurarul pașii mamă nu se lasă înduplecat decât cu un sărutat măi. Nu au mândrele ce face, bac apoi și lor le place. Se așează la umbriță și cu foc îi dau guriță. Ce face, bac apoi și lor le place.
așează la umbriță și cu foc îi dă o guriță. Pădurare om viclean, pe lemne nu ceri un ban, că faci cum vrei tu, neguțu, și tot hoțu strigă poțu. Pădurare om viclean, pe lemne nu ceri un ban, că faci cum vrei tu, neguțu, și tot hoțu strigă poțu. Pădurare, cine te crezi, iubești mândre că te vezi, mă? Ai pădurea s-o păzești, nu-n ia mândre să iubești, mă? Grămezdele mi-ai dat, măi, pe iubit și sărutat, mă? Astăzi iar mâine iar te-a rămas pădurea rară. Și sărutat, mă. Astăzi iar mâine iar te-a rămas pădurea rară. Pădurare om viclean, pe lemne nu ceri un ban, că faci cum vrei tu, neguțu, și tot hoțu strigă poțu. Pădurare om viclean, pe lemne nu ceri un ban, că faci cum vrei tu, neguțu, și tot poțu strigă poțu. Dă-le înapoi toți anii care li-ai luat.
bine împărțeam o pâine, trăiam cum puteam. Și poate trăiam mai bine dacă nu plecam. Astea părinților mei, grijile și dorul, le-au luat puterea de tot și le-au albit părul. Cu această piesă dați-mi voie să mă regăsesc și eu, pentru că tot vorbiți de bătrânețe, de părul alb, chiar dacă mâine este ziua mea, trebuie să recunosc că am ajuns la o vârstă, dar nu mi-este rușine cu anii mei. Nu, dumneavoastră ați albit de vreme. Da, este foarte adevărat, de la 25 de ani am început să albesc, dar acum la 32 care îi împlinesc mâine, am albit prea repede. Avem alte mesaje, stimați telespectatori, îmi cer scuze dacă omit vreunul, dar așa m-am încurcat în ele că vă promit că data viitoare le voi opri și le voi citi. E cineva din comuna Schitu care dedică toate melodiile Mariei Ghinea pentru primarul comunei Schitu, Ionel Pașol. Și un alt mesaj care mă surprinde în bine și aș vrea să-l citesc în întregime. Felicitări pentru emisiune și sărutări de mâini pentru minunata ta invitată. La mulți ani pentru voi și pentru toți giurgiuvenii. Dumnezeu să fie pentru voi ca o mângâiere, precum și pentru toți giurgiuvenii. Dumnezeu să fie alături de voi. Semnează Vladu Alexandru. Vreau să vă spun, doamna Maria Ghinea, că domnul Vladu Alexandru este viceprimarul municipiului Giurgiu, un iubitor de folclor. Îi mulțumim da, pentru că este o binecuvântare dacă noi v-am putut opri să nu butonați pe celelalte programe și să stați alături de noi. Iar dacă dumneavoastră, domnule viceprimar, ne transmiteți urări de bine, nici eu și nici invitata mea nu putem să nu vă întoarcem urările. Să aveți un an bun, să aveți fonduri, să faceți extraordinar de multe lucruri frumoase aici și să aveți sănătate, pentru că e cea mai importantă. Vă întorc și eu urările de bine, să vă bucurați de minunata și frumoasa dumneavoastră soție, de nora dumneavoastră, care este un medic renumit al orașului nostru, de băiatul dumneavoastră, Claudiu, și sper ca mâine dimineață să mă întâlnesc cu el la cafea, și nu pot să uit pe bărbățelul dumneavoastră de 6 luni, Alexandru, care vă poartă numele. Vă mulțumim pentru... Să trăiască și să se bucure, să aibă o viață frumoasă cel mic. Eu sunt o fericită când aud de cei mici. Da, pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră... Pe 27 ianuarie nepotul meu împlinește 2 luni. Să vă trăiască, să vă bucurați de el, să se bucure toți oamenii, de copii, de nepoți, de strănepoți. Viața să le fie cât mai lungă, pentru că este una pe pământ, și aș vrea și eu ca melodiile pe care le-ați interpretat și care urmează a mai fi interpretate să le dedic colegei noastre Nicoleta Pană, care mâine are un eveniment deosebit în familia sa. Fetița împlinește 2 anișori. Să vă bucurați de ea și ești tânără. Mai fă încă unul măcar. Doamnă, sunteți o fericită, va iubi Dumnezeu dacă aveți fată, să vă trăiască și să fie stâlpul dumneavoastră la bătrâneți. Păi credeți că întâmplător am vrut eu să am 2 fete? Ei, dumneavoastră, sunteți mult mai iubit de Dumnezeu că aveți 2 fete, da. Da, și mă mândresc cu ele, vorba cântecului lui Ilie Roșu, fetele lui tata, dacă nu reușesc să le văd într-o zi, cel puțin de 2 ori ne auzim la telefon... Eu și mai ales că avem și un... Am cunoscut-o, de fapt le-am cunoscut pe amândouă, dar am fost la botezul lui uneia, David, da, și sunteți o familie frumoasă și cred că sunteți un model pentru Nu știu dacă aș vrea să fiu model pentru cineva, eu sunt, mă simt împlinit, mai ales că mâine este o zi de făcut, eu știu, o evaluare. Un bilanț al vieții. Un bilanț al vieții, sunt mulțumit de familia mea, mă mândresc cu ea. Și mi-aș dori, știți dumneavoastră, urarea da, mea, să știți că să fim în formula o să trăiți, asta. O să trăiți până la 100 și cât a... 103. 103. Aș vrea să vă mai întreb,
cum este să fii mamă de doi băieți, că dumneavoastră aveți pe Alexandru și pe Dragoș. E extraordinar de frumos, numai că am doi băieți total diferiți. Unul extraordinar de gelos pe ceea ce fac, Alexandru, îi se pare lui că nu mai sunt al lui, că nu mai sunt mama lui, că nu pot fi și eu la o zi de sărbătoare lângă el, că... Da, dar știe și trebuie să recunoască că are o mamă artistă și care nu poate să stea două zile la Slatina sau la Râmnicu Vâlcea. Nu se poate împăca el cu ideea asta. Dragoș, care e cel mic, tot luându-l după mine așa, a învățat fluxul acestei vieți tumultoase, așa mai mult în mașină decât acasă, și de multe ori vreau să vă spun că mi este așa ca un avocat, spune fratelui lui, te rog frumos, Alexandru, să o înțelegi că ea a fost plecată și a venit spre dimineață și trebuie să înțelegi că trebuie să doarmă. E protectorul meu și mulțumesc lui Dumnezeu că am doi băieți. Trebuie să vă spun că în momentul în care am fost la spectacolele organizate de familia Nicolae, am cunoscut un preot în casa dumnealor. Și preotul Neacșu. Da, domnul Neacșu. Și eram așa un pic supărată. Mi se părea mie că viața mea e un pic încurcată. Și am stat de vorbă cu dumnealui și mi-a spus: Doamna Maria, lăsați-vă sufletul în mâinile lui Dumnezeu și o să vedeți că va face ordine. Și a făcut Dumnezeu ordine și l-am ascultat pe sfinția sa, să-i dea Dumnezeu sănătate și să ajute exact așa cum a ajutat pe mine mulți, mulți credincioși, și să îi mulțumesc pentru că a fost un sfat bun primit la momentul dificil așa în viață. Vă promit că după emisiune am să-l sun și dacă a urmărit emisiunea ne-am bucurat, dacă nu o să-i propunem împreună ca mâine când emisiunea se va da în reluare și sâmbătă și duminică să o urmărească, pentru că, iată, părinte, o prietenă și de-a mea și de-a dumneavoastră și a giurgiuvenilor, nu uită ce ați făcut dumneavoastră pentru domnia sa, cât și pentru mine și foarte mulți alții giurgiuveni. Sunteți bunică, spuneți, de luni aproape. Sunt bunică și e un sentiment așa extraordinar de diferit față de atunci când am fost mamă. Eram prea mică, nici nu-mi dădeam... Vă simțiți mai împlinită? Da, sunt cu extraordinar de împlinită și o să vă mai spun un lucru. Dumnezeu mă iubește așa de mult încât nepotul meu are ochii mei mari. și mulțumesc lui Dumnezeu. I-am spus băiatului meu că o să-l fac artist ca să fie necăjit de două ori. O dată pentru mine și o dată pentru băiat. Dar când mergeți la Alexandru acasă, cred că destul de rar, pentru că asta este natura profesiei dumneavoastră. Acum mai des, de când a venit nepoțelul, mai des, da? Decât de obicei. Și când îl luați în brațe, ce faceți? Să știți că Alexandru este un tată extraordinar de grijuliu și îmi spune: mamă, să nu vii parfumată, mamă, să nu vii cu haine care să zgârie, sau trebuie să mă duc foarte pregătită la deci el. Deci copilul vă învață pe dumneavoastră, da. De parcă nu-i crescuseți pe ei. Da, dar el e un copil extraordinar de grijuliu, mai ales că cel mic a venit prin fertilizare și a fost dorit așa de noi toți și i-am demonstrat că, indiferent de perioada mea scurtă de ședere lângă el, el mă iubește și în momentul în care îl iau în brațe și îi mai și cânt așa asta ușurel... Asta vreau să vă întreb, îi cântați? Îi mai cânt așa ușurel, dar piese adecvate vârstei. Așa, cu nani-nani și uite așa, doarme în mâna mea și spun: vezi cât mă iubește. Când îl botezați? Pe 16 martie. Cine o să cânte? O să cânte foarte mulți prieteni de-ai mei și o să cânte prietena mea de suflet și omul pe care l-am respectat și admirat și ca om și ca artist. Doamna Maria Dragomiroiu? Este în America. În perioada aia. Da. Atunci doamna Maria Ciobanu. Și dumnea ei este în America. Și dânsă. Atunci pe cine? Niculina Stoican. Niculina Stoican este un om extraordinar și ca om și ca artist. O să cânte și cel la fel pe care l-am respectat și admirat, Constantin Enceanu. O să cânte și Denisa,
foarte mulți alții invitați, pentru că prietenii dumneavoastră se învârt în această colegele lume. Mele, Neta Soare și Ileana Lăceanu, da, Măgureanu, pentru că el este la fel colegul meu și bun prieten, deci o să am foarte mulți invitați. Important e să fiu sănătoasă și să... Cu siguranță o să treceți dumneavoastră și prin acest eveniment. Vă invit și pe dumneavoastră, uite, în direct. Cu mare drag, dacă invitația este făcută, cu siguranță voi participa, pentru că mă simt obligat, stimați telespectatori, față de doamna Maria Ghinea, pentru că atunci când noi l-am botezat în urmă cu aproape 3 ani de zile pe David, nepoțelul meu, eu am făcut atunci, dacă vrei, un test să văd unde a ajuns prietenia mea cu doamna Ghinea. Și am, la terminarea programului, care s-a bucurat de un succes deosebit în rândul invitaților, am vrut să-i ofer o sumă de bani. Și mi-a zis, dacă mai insistați, nu vă mai dau nici bună ziua. Între prieteni, prietenia nu se măsoară în bani. Eu am reținut acest punct de vedere și l-am împărtășit și altor prieteni, pentru că, dacă vreți, nu că am fost în cauză, dar așa este frumos. Așa îți manifesti prietenia. Prietenii îți dă Dumnezeu mulți, dar sunt foarte puțini care îți rămân și... Asta înseamnă că dumneavoastră faceți parte din cei 5, așa cum am spus eu, că la un moment dat îmi număr prietenii și sunt câte degete la o mână. Vin mesajele unul după altul, eu am să mai citesc din ele cât am să pot, dar în același timp vă și invit să... Cu drag, cu drag. Să mergeți să ne mai cântați. Domnul Dragomir Ion este un coleg și prieten al meu, îmi urează într-un fel caracteristic domniei sale la mulți ani. La fel, Neluțule, să fii sănătos, și tu ești bunic, și să dea Dumnezeu să te mai faci. Aș dori toate melodiile din această seară să fie pentru prietenii mei Mircea, Adrian, Gica, Ubea, Timiș, toți sunt frații mei, semnează Ionuț din cetatea. Să fie toate melodiile pentru frații dumneavoastră, domnule Ionuț, să fie toate melodiile pe care le va mai interpreta doamna Maria Ghinea pentru fiecare dintre dumneavoastră. Așadar, ne cântă și ne încântă Maria Ghinea. Să o urmărim! Și fă ciorbă, tai puiul și fă ciorbă, să mai stăm puțin de vorbă. Jumătate fă-l friptură, să-i băgus la băutură. Dodă-dodă șame, dodă. Jumătate fă-l friptură, să-i băgus la băutură. Penele nu le-au dat și nu sunt bun de tăiat. Dodă-dodă șame, dodă. Cine taie mai bine o găină?
scoate vin din butoi, să ne iubim amândoi. Și scoate vin din butoi, să ne iubim amândoi. Dar eu nu știu cum să fac, pe toate trei să le împac. Du-du-du-du, șame, du-du. Vai de păcatele mele, ce să mă mai fac cu ele. Du-du-du-du, șame, du-du. Degeaba bei șprițul rece, că nu-ți vine a petrece. Nu bei cu sete paharul, de nu-ți cântă lăutarul. Când ți-o zice una veche de dragoste la ureche, sau de foc și de amar, bei pahar după pahar. Când e omul fericit, când e de cei dragi iubit, când bea vin de zile mari și-i cântă și joacă horă înainte. Scoți suta din buzunar și o dai la lăuta. Atunci să-l vezi cum se lasă mai cu foc pe struna groasă. Când e omul fericit, când e de cei dragi iubit, când bea vin de zile mari și-i cântă lăuta. Cum să-ți vină să mai pleci? Ai dat toți banii din pungă, să fie noaptea mai lungă. Uiți necazurile toate, cu toată lumea ești frate. Mai ales cu lăutarul, Dumnezeu să-i țină harul. Când e omul fericit, când e de cei dragi iubit, când bea vin de zile mari și-i cântă lăutar. Când e omul fericit, când e de cei dragi iubit, când bea vin de zile mari și cântă lăutar. Mulțumim, doamna Ghinea, și vreau să mai citesc câteva dintre mesajele primite de la telespectatori. De la Gabi, pentru fiul meu Alexandru și soția mea Marcela, precum și pentru părinții mei, toate melodiile interpretate de doamna Maria Ghinea. Cu tot dragul. Mai este un mesaj pentru Petronela. Nu. Bună seara, mă numesc Petronela și vreau să le transmit un mesaj părinților și unchilor mei de la mulți ani și multă sănătate, precum și multă fericire pentru invitata dumneavoastră.
Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Mai este un alt mesaj pentru Laurențiu Cristea, dansator la ansamblu Muntenia. Toate melodiile interpretate de dumneavoastră să fie pentru el din partea familiei Ciochirdel din localitatea Malu. Așa să fie, toate melodiile să fie pentru toți telespectatorii noștri, pentru că mulți dintre dânsii nu îndrăznesc să ne trimită mesaje sau să intre în direct și cu minți ne urmăresc și ne ascultă ceea ce interpretează în această seară iubita olteancă Maria Ghinea. Vă doriți, eu știu, ca artist, să aveți o săptămână fără să fi solicitat în emisiuni de televiziune? Nu. 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 Dacă nu sună telefonul, înseamnă că s-a întâmplat ceva. Da, sunteți îngrijorată. Da, s-a întâmplat ceva. Ce proiecte are doamna Ghinea pentru perioada imediat următoare? Ce să vă spun, în acest an o să încerc să aduc în sufletul celor care ascultă iubitorilor de folclor acest album, pentru că este proaspăt, este venit de Moș Nicolae și vreau ca tot ceea ce am muncit eu și cei doi dirijori să fie de bun augur și să rămână în sufletul celor care îl ascultă, măcar o piesă, două, să rămână acolo pentru cei care păstrează așa în fonoteca sufletului. Cu cele 9 albume pe care le aveți până acum deja pe piața muzicală, cu aparițiile în emisiuni de televiziune, de radio, spectacole, eu știu, nunți, botezuri, Maria Ghinea se simte împlinit profesional? Cum să vă spun eu? Nu sunt împlinită profesional, sunt împlinită profesional din ceea ce privește publicul. Să știți că sunt atât de bucuroasă și atât de fericită că în toate colțurile țării sunt oameni care iubesc ceea ce cânt. Am fost invitată în această vară la întorsura Buzăului. Vă dați seama că am avut impresia că o să găsesc numai unguri acolo. Și eram așa supărată, speriată un pic. Nu știu dacă se întâmplă și celorlalți colegi, dar până la urmă satisfacția mea ca artist este publicul, cel pe care îl determin să mă primească cu aplauze și cel care lângă mine deschide gura și fredonează măcar un vers din cântecul meu. Eu atunci sunt mulțumită. Și vreau să vă spun că în acel loc extraordinar de plin de lume, cred că au fost 2-3 mii de oameni într-un stadion plin, erau oameni care cântau piesele mele. Și eu vreau să vă spun că nu neapărat dintr-o altă motivație, dar cântam și plângeam cu ei. Este un moment așa de frumos în viața unui artist să-l vezi pe cel de lângă tine că fără a avea niciun fel de legătură cu el, îți iubește ceea ce este colțișor în țara asta românească unde Maria Ghinea nu a călcat și nu a cântat? Am cântat în toate colțurile, și în Moldova, și în Ardeal, și în Muntenia, și în Oltenia, toate zonele țării. Singurul loc în care n-am fost acolo unde toți colegii mei spun că sunt nunțile extraordinar de frumoase. Undeva în Maramureș. În zona Săpânța. Nu, este o localitate în care se face în fiecare zi câte o nuntă. Da, n-am auzit. Unde se întorc toți cei plecați de acasă, din comuna respectivă și în august fac nunți. Cum se simte Maria Ghinea când, fiind distribuită într-un spectacol și are pregătite pentru evoluția sa interpretativă 2 sau 3 piese muzicale și publicul nu o lasă să iasă prea ușor din scenă și e bisată, rămâne în scenă, cântă și iar cântă și iar cântă. Să știți că nu neapărat numai într-un spectacol, eu și într-o nuntă, niciodată nu-mi pregătesc un program fix. Niciodată nu spun o să cânt acele piese. Mă adaptez în primul rând celor cu care mă întâlnesc, vârstei celor pe care i-am în față. Până la urmă, stării sufletești, trebuie să-l citești pe cel de lângă tine, trebuie să fii, până la urmă, un psiholog al celui căruia îi cânți. Când plecați din scenă după evoluția interpretativă, ce simte Maria Ghinea când cu brațele pline de flori se îndreaptă către culise, iar publicul scandează?
fie bis, fie aplauze furtunoase. Vă dați seama ce bucurie. Eu sunt cea mai fericită și o să vă spun și dumneavoastră și telespectatorilor că în momentul în care sunt supărată, mă duc și îmi cumpăr flori. Deci doar așa mă liniștesc. În momentul în care am flori lângă mine, simt că sunt cel mai liniștit și fericit om. Ei, vă dați seama, într-un spectacol în care mi se aduc flori, sunt cea mai fericită. Mi se pare mie că, într-adevăr, nu mi-am greșit meseria. Doamna Ghinea, trebuie să spun că și noi am fi foarte fericiți dacă ne mai interpretați alte două piese. Cu drag pentru toți. Pentru că cine știe când va fi următoarea, eu știu, participarea dumneavoastră, deși noi ne-am dorit, sincer, să facem un serial cu Maria Ghinea, pentru că materialul discografic pe care domnia voastră îl aveți, ne-ar putea întinde pe săptămâni bune de acum încolo. Eu cu drag o să vă ofer tot ceea ce mai am de cântat și trebuie să vă mulțumesc că în această seară am fost așa ca la un colțișor al prietenilor de suflet și m-am simțit bine aici alături de dumneavoastră. Considerați-ne în continuare prietenii dumneavoastră. Ați spus și dumneavoastră mai devreme ce prietenii frumoase aveți la Giurgiu, dar noi vom deveni și mai buni prieteni cu dumneavoastră dacă ne mai interpretați alte două piese. Maria Ghinea. Le e ciudă că-s iubită, unică sunt fericită. Nu mă lasă lumea-n pace să iubesc pe cine-mi place. Le e ciudă că-s iubită, unică sunt fericită.
Lucian cu cine. Stimați telespectatori, până când doamna Ghinea vine lângă mine, vreau să mai citesc ultimele două mesaje, deși sunt foarte multe necitite. Vă promit că săptămâna viitoare le voi da curs. Timpul a fost deja depășit. Din partea copiilor, pentru Mihalache Nela din Chiriacu, sănătate și fericire. Și noi vă dorim distinsă, doamna, același lucru. Mai avem un mesaj din partea lui Cornel pentru toată echipa de fotbal Unirea Izvoarelor. Să fie un an bun pentru această echipă, iar cântecele doamnei Ghinea să fie un stimulent în antrenamente și în competițiile pe care echipa Unirea Izvoarele o desfășoară. Doamna Ghinea, sincer, aș fi vrut până la ziua să țină emisiunea, pentru că am fi avut și ce să vorbim și mai ales dumneavoastră ați fi avut ce să ne cântați. Îmi pare rău că s-a terminat, uite ce frumos se duce, da, repede. Și cum eu am așa mulți prieteni și cum încerc să nu îi uit niciodată, cred că și Gheorghe se uită și soția lui, care sunt prietenii mei. Și sunt giurgiuveni de-ai noștri. Sunt giurgiuveni de-ai dumneavoastră și îi salut și îi respect din suflet. Și sunt chiar oameni extraordinari. Gheorghe nu cântă, o să-l invităm într-o emisiune să vină să ne învețe să gătim, pentru că este un mare bucătar și un mare moderator extraordinar, precum, da, și un moderator de o emisiune longevivă. Și vreau să vă spun că la nunta Mihaelei, atât tortul cât și tortul de înghețată au fost făcute la Gheorghe, la laboratorul și cofetăria sa. Dacă ne urmărește, îl salutăm cu drag, îl considerăm prietenul nostru, ne mândrim cu el că este giurgiuvean de-al nostru. Mai aveți
Eu știu pe cineva pe care ați dori să-l... Vreau să îi salut pe toți cei care sunt prietenii mei de suflet și s-ar fi putut să fi uitat pe cineva, dar este nu neapărat că vreau să mă scuz, dar la următoarea emisiune o să vă spun numele tuturor celor Vedeți că ne-ați luat, v-ați luat un angajament și eu am să-l notez și cu siguranță am să vă mai invit, dar iată că se pare că mai avem un telefon. Alo? Alo? Da, să te întâlnim. Bună seara! Sunt din Giurgiu, Dumitru. O, să fii sănătos, domnul Dumitru. Da, uite, cu doamna Maria Gila, eu vreau să-mi cânt pe numele meu, Dumitru. Păi să știți că am o piesă cu... Da. Cu ce stai supărat, Dumitre? Aveți un mesaj pentru doamna Maria Gila? Sănătate! Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. Nu mai gândesc că vă la tine, ce frumoasă sunteți, ce drăguță, ia uitați, mă uit la dumneavoastră. Mulțumesc, vă mulțumesc din suflet și... Îmi place foarte mult, am făcut toate, pe ce să răs până la Timișoara peste tot, s-am văzut peste tot. Mulțumesc din suflet și să aveți un an bun. Da, vă mulțumim, să sunteți și eu cântați de vizită. Și eu vă mulțumesc pentru intervenție, domnule, să aveți o seară frumoasă. N-am decât să-i cânt o strofă ca să îl împăc, nu-i așa? Sigur că da, mi se pare normal. Am zis verde flori mărunte, nu sta supărat, Dumitre, că mai mult tragea necas când ții mâna la obraz. Măi, Dumitre, mai ții minte cum erai tu mai înainte? Câte 4-5 iubeai, acum una nu ai, crâșmăriță, vino-ncoace, fă-i cu ochiul că te place și adu-i vinul cu litru, că așa-i place lui Dumitru. Vă mulțumim numele tuturor care poartă numele de Dumitru și la proxima vizită la Giurgiu, la TV Giurgiu, am să vă rog să pregătiți și un cântec pentru Ilie, de exemplu. Fie că e vorba de mine, fie că e vorba de prietenii mei din Giurgiu cu numele de Ilie. Bineînțeles că o să pregătesc pentru prietenii mei cum să fac eu un astfel de lucru și să nu vă fac o piesă. Noi așteptăm cu mare drag, cu drag să ne faceți piesa, noi vă așteptăm cu mare drag să mai veniți la Giurgiu. Cu tot dragul revin, pentru că sunt buni prieteni aici și îmi sunteți extraordinar de buni prieteni și cu drag mă reîntorc acolo unde mi-a fost bine. În numele tuturor telespectatorilor, iubită doamnă, aș vrea să vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut, pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, nu a fost ceva pregătit cu multe zile înainte. Aș vrea să vă mulțumesc din tot sufletul pentru efortul care l-ați făcut și ați venit în această seară la TV Giurgiu, la emisiunea La Porțile Dorului. Aș vrea să vă urez să fiți fericită ca bunică, să fiți fericită și împlinită profesional, pentru că numele Maria Ghinea înseamnă, este un nume cu greutate în cântecul popular românesc. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prietenia pe care o avem. Aș vrea să fie revederea noastră cât s-ar putea de repede, pentru că atunci când te întâlnești cu prieteni dragi, chiar și din momentul despărțirii, ți se face dor de el. Eu vă mulțumesc din suflet, vă doresc pentru mâine să aveți o zi frumoasă, să fiți sănătos, să vă bucurați de tot cei dragi, să aveți împliniri și să aveți lângă dumneavoastră oamenii pe care sufletul îi vrea lângă el. Sufletul meu vă vrea pe dumneavoastră, că tot sunteți invitata mea în această seară, să fiți foarte, foarte mulți ani prietena mea și... să continue ca această prietenie să fie la fel de curată, așa cum a fost și până acum. Dragii telespectatori, nu uitați, miercurea viitoare avem un alt invitat de seamă, o interpretă care este producătoare, moderatoare și prezentatoare de emisiuni de muzică populară, este teleormăneancă, și se, îi se spune frumoasă, și Luciu, nu? Mai nou, da, Nicoleta Luciu din folclor. Da, bineînțeles. Cu siguranță ați ghicit, este vorba despre doamna Silvana Râciu. Va fi săptămâna viitoare la TV Giurgiu, în cadrul acestei emisiuni, care, sincer,
Începe să mă bucure sufletește pentru că dumneavoastră prin mesaje și telefoane sunteți tot mai mulți și asta ne dă speranță atât mie cât și colegilor operatori, colegii din regie, chiar și domnului director Petrică. Nu vreau să-i mai spun numele că mi-e frică că îl rebotez, dar știe domnia sa cine este. Deci până săptămâna viitoare, Clement Ilie vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară frumoasă și nu uitați, cele mai frumoase emisiuni nu le puteți urmări decât la TV Giurgiu. La revedere!